Ediția din acest an a campionatului balcanic de maraton va avea loc în Muntenegru la Podgorița, în perioada 27-29 octombrie. Lotul României, care se va deplasa la Balcaniadă, va fi format din doi sportivi, între care și zălăoanca Paula Todoran de la CSM Zalău. Celălalt este Alexandru Ilie Corneschi de la Știința Bacău. Zălăoanca pregătită de Mirel Seișanu și-a câștigat dreptul de a participa la concurs în urma obținerii medaliei de aur la campionatul național de maraton de anul trecut de la București. Sper să fiu în formă și să obțin o medalie cât mai strălucitoare. Sunt pregătită 100% și nu mai am nicio problemă medicală. Până la startul întrecerii, Paula Todoran se va pregăti la stadionul municipal din Zalău, sub îndrumarea profesorului Mirel Seișanu. În urmă cu 3 ani, în Bulgaria, atleta din Zalău a devenit campioană balcanică.